Echipe de pirotehnicieni a Inspectoratului pentru Situații de Urgență s-au deplasat astăzi la Siriu, în zona unde, în urmă cu două zile, a avut loc o alunecare de teren care a blocat drumul spre Brașov. Specialiștii au primit misiunea de a detona blocul uriaș de rocă, aceasta fiind singura soluție pentru reluarea traficului. În urma analizei situației de către echipa de specialiști a fost stabilită soluția optimă pentru degajarea în siguranță a stâncilor și anume detonarea acestora. Această acțiune revine specialiștilor pirotehnicieni din cadrul ISU Zău, ce vor amplasa în următoarele ore încărcătura de explozibil, procedura fiind efectuată în condiții de siguranță, astfel încât personalul prezent la fața locului să nu fie pus în pericol. Este posibil ca după explozia controlată a bucății de rocă ce a acoperit ambele sensori ale drumului național, circulația să nu fie reluată imediat. Drumarii vor trebui să curețe șoseaua, iar specialiștii trebuie să stabilească dacă circulația se poate desfășura în condiții de siguranță.